Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fache, da, cel care s-a crezut și s-a comportat ca stăpânul României într-o vreme, își trăsese insulă privată pe Dunăre, se modificase cadastru atunci. O afacere sulfuroasă, altfel, care încă nu e complet lămurită. Domnul Dragnea, care schimba șefii guvernului ca pe ciorapi, care și organiza congrese de adulație ca Ceaușescu, și cel care, exact ca Ceaușescu, era pe cale să-și transforme iubita în cabinetul 2. Noroc că toată povestea a fost oprită la timp de justiție. E bine, apar și or să mai tot apară detalii despre abuzul de funcție, de lapidările și bagiocuri față de banul public comise la PSD sub mâna lui Dragnea. De pildă, iată, potrivit acordului de recunoaștere a vinovății încheiat de fostul trezorier PSD, Mircea Drăghiș, cu procurorii DNA, despre care am tot vorbit, domnul acela care folosea banii partidului în interes personal, banii partidului care veneau de fapt de la stat, sunt bani publici, subvenție, astfel încât partidele să poată funcționa. E, domnul Drăghici folosea banii aia ca să-și cumpere vile, să plece în excursii, el, familia lui, prietenii și așa mai departe. E, potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției, Liviu Dragnea a folosit subvenția publică pentru partid pentru a-și închiria, de pildă, un avion privat cu care a plecat până la Sofia, prima escală în călătoria spre Maldive. A avut o excursie în Maldive, doar nu era să se ducă ca toți sărmanii cu avionul de linie. Și a luat avion privat până la Sofia. Boss, era dacă mergea până în Maldive cu avion privat, așa că să o spun la Sofia, iartă-mă, dar... A evitat și el vama de la Rusia. Exact, în excursie... cred că a prins bilete, mai ești tine de la Sofia. Da, cred că da. În excursie au mai fost luate iubita lui, Irina Tănase, și o prietenă de acesteia. Aproape 3 săptămâni mai târziu, o altă aeronavă privată, închiriată din banii publici, de fapt, dați partidului, i-a adus în România de la Istanbul. Deci s-a întors pe la Istanbul și de acolo a venit. Cred că e important și semnalul pe care îl dădea, știi? Când vrei, uite, șeful și-a luat avion privat, a plecat. Da, unde s-a luat? Și la întoarcere a aterizat cu avionul privat, exact. Da. De mers în Maldive a fost. Așa, excursia... Da, excursia a avut loc în ianuarie 2019. Închirierea avionului privat a costat atunci peste 100.000 de lei. Banii au fost achitați din contul PSD de subvenție de la stat. Arată publicația G4 Media. Dragnea a mai folosit și alte avioane private închiriate din banii de subvenție pentru PSD, de obicei la costuri mult mai mari decât s-ar fi cheltuit cu zboruri de linie sau cu comisioane uriașe plătite unor firme care au aranjat zborurile respective. Încă o dată, nu ar fi fost o problemă dacă și închiria avioanele astea la prețurile pe care voia dânsul să și le închirieze din banii lui personali. Dar folosea banii publici. De pildă, în cazul unui zbor la Tel Aviv, închirierea efectivă a avionului privat cu toate serviciile a costat 113.000 de lei. Dar factura achitată de PSD firmei care a făcut demersurile a fost de aproape 185.000 de lei. Comisionul. Trebuia să scoată banii și ăla, cum îl cheamă, trezorierul. Da. Una dintre cele mai revoltătoare, dar și caragioase întâmplări de acest gen, a avut loc în 2018, când o delegație parlamentară a plecat în Estonia, într-o vizită oficială, pentru o întâlnire politică. Din această delegație făceau parte Liviu Dragnea și câțiva apropiați de la PSD, șefa lui de cabine și așa mai departe, dar și Călin Popescu Tăriceanu, la vremea respectivă șef la Senat, și nevasta dânsului. S-a plecat în gașcă. Una din ele. Bănesc. Da, cea de la vremea respectivă. Ei bine, deși Parlamentul cumpărase bilete de avion pentru toată delegația, fiind vizită oficială, a luat bilete de avion. La întoarcere, șeful PSD a luat un avion privat. Cred că nu i-a plăcut meniul de pe cursa de linie, așa că s-a închiriat avion privat, pentru care s-a plătit în cele din urmă o sumă aproape dublă față de necesar. Deci, cursa privată a costat 95.000 de lei, dar PSD a plătit firmei care a făcut demersurile 166.000 de lei, cu 70.000 de lei mai mult decât suma plătită proprietarului aeronavei. Deci, ce parandărâturi și-au tras ăștia, frate, din banii noștri? Bun, asta e partea revoltătoare. Caragioslăcu transpare însă din declarațiile de martor ale bunului prieten al lui Dragnea, Călin Popescu Anton Tăriceanu, care a fost audiat de procurori în acest dosar. Și G4 Media publică o bună parte din dialog, aș vrea să citez. Întrebare, întreabă procurorii. Ați revenit în București de la Tallinn, Estonia, cu un avion privat? Răspuns, nu mi-aduc aminte. Apoi, întrebare, ați venit împreună cu domnul Liviu Dragnea de la Tallinn la București cu un avion privat? Răspuns, nu mi-amintam că la Tallinn să fi fost cu domnul Dragnea.
Dar această întrebare mă ajută să-mi amintesc că da, domnul Dragnea a participat la acel eveniment. Ca să vezi ce noroc cu dumneavoastră că mă întrebați, că m-a ajutat să-mi aduc aminte. Dar și, v-ați deplasat vreodată cu un avion privat la invitația domnului Dragnea sau împreună cu domnul Dragnea? Nu mi-aduc aminte. De vrei la câte zboruri private are domnul Tăriceanu? Da, sigur, evident. Nu ți-aduce aminte că ai fost cu Dragnea la Tallinn, că practic în fiecare weekend se ducea la Tallinn, n-avea nicio treabă, cu avioane private de linie, cu domnul Dragnea, fără domnul Dragnea, e ceva, o confuzie majoră în capul lui. Du-te, bă, de aici. Deci, pe de altă parte, asta e o minciună, altfel completamente inutilă, pentru că există documente de zbor și totul poate fi foarte ușor verificat. Da. Ce rost are să spui că te prefaci că nu știi când ai planul de zbor, documentele au și denumirile lor speciale. Interesant, totuși, că domnul Tăriceanu știe foarte clar cine a plătit transportul atunci. E întrebat cine, nu știu ce, și spune, citez, costurile cu transportul aferente, mă rog, costurile cu transportul aferente acestei deplasări au fost suportate de Senatul României pentru mine, iar pentru soția mea au fost suportate de mine personal. Deci, nici nu mi-amintesc dacă am fost de fapt unde ziceți că am fost, sau cu cine, sau cu ce, sau când, sau astea nu reușesc să țin minte. Dom'le, dar de plătit, ce nu mi-aduc aminte, să știți că eu am plătit aici, să nu fie vreo discuție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.